Cu toate că în ianuarie avocații care reprezintă Spitalul Municipal Câmpina în procesul cu firma RomGermed declarau că nu percep onorariu pentru apărarea intereselor instituției, în ședința Consiliului Local de ieri, managerul interimar al spitalului a declarat că aceștia au încasat lunar 10.000 de lei. Părea că spitalul este apărat gratis, urmând ca toată lumea să câștige din banii obținuți la final. În realitate, contractul arată altfel. Sunt percepuți, sunt încasați 100 de milioane de lei în fiecare lună de către această firmă, începând din anul 2011, deci de peste un an și jumătate. Firma de avocatură Georgescu și Asociații și-a manifestat interesul de a majora onorariul la 15.000 de lei lunar. Doreau să prelungim contractul, să-l reluăm la 150 de milioane de lei pe lună. Mie cifrele mi s-au părut suspect de mari, sincer vă spun. Și ieșit zgârcit din fire, i-am întrebat care este onorariul de succes stabilit în contract. Mi-au explicat că nu există. Vestea onorariilor încasate i-a surprins pe aleșii locali, care au hotărât ca pe viitor onorariile să fie plătite la dosar și nu lunar. Probabil că vom agrea aceeași firmă, întrucât cunoaște deja toate chichițele din proces, dar în niciun caz nu voi accepta să continuăm contractul cu această cotă lunară atât de mare și fără o cotizație la sfârșit, fără un onorariu de succes, deoarece onorariu de succes înseamnă că ai garanția că firma de avocați dorește să termine odată acest proces. Contactat telefonic, Raluca Ifrim, unul dintre avocații care a reprezentat Spitalul Municipal, a declarat că totul a fost o neînțelegere pe care o va discuta săptămâna viitoare cu managerul Călin Tiu. Banii dați de SMC firmei de avocați ca onorariu vor fi recuperați prin cheltuielile de judecată la sfârșitul proceselor.